Zilele acestea se discută și despre noi restricții, atât în București, unde rata de infectare a trecut de 6 la 1000, dar și la nivel național. Și înțeleg că DSP-ul a venit chiar cu o serie de măsuri, aici mă refer pentru București, unele dintre acestea le-ați amintit și dumneavoastră, ca magazinele să se închidă la ora 18, să evităm aglomerările, evenimentele private cu maxim 16 persoane. Credeți că ar putea fi închis Bucureștiul în perioada următoare? Că se pune în discuție inclusiv această variantă de un lockdown oarecum la nivelul Bucureștiului. Credeți că e posibil să fie carantinat? Da, cred că da, cred că da, pentru că iarăși mă bazez pe logică elementară. Adică ai carantinat practic majoritatea localităților din jurul Bucureștiului, ai carantinat comuna Tunari, sincer. Ai carantinat comuna Tunar, care are probabil 2-3 mii de locuitori, da? Și Bucureștiul, adică e focarul Tunariu și nu mai e Bucureștiul. Voluntari, e voluntari în oraș mare, în comparație cu Tunariu, da? Orașele dă în preajma Bucureștiului, dar nu carantinez Bucureștiul. Acum, având și confirmarea că aceste date sunt false, n-am niciun dubiu că va urma carantinarea Bucureștiului. Faptul că ei nu sunt capabili să gestioneze acest lucru, vor carantina. Ei, știți, mă gândeam așa, ei sunt în situația omului care se trezește dimineața și își imaginează ce zi grea va avea și atunci nu este de în casă. E cel mai simplu lucru pentru niște incompetenți să închidă, că nu știu ce să facă. Uitați-vă cât au bâlbăit-o cu școlile. Să deschidem școlile, hai să luăm teste rapide. A fost discuția testurilor rapide. Ne-a informat chiar Ministrul Sănătății. Au cumpărat teste rapide, nu? 1.100.000 de teste, da? Și numai vreo 10.000 sau 15.000 au fost folosite. 1% din testele rapide pentru copii au fost folosite. Înțelegeți că oamenii ăștia sunt pe altă lume? Nu sunt în stare de nimic. Aici e marea problemă și tragedia pe care noi o trăim din cauza acestor incompetenți. Păi, deschizi școlile fără niciun fel de măsură de protecție? Adică trimitem copiii la școală în ce condiții? Ce ai făcut ca să previi îmbolnăvirea la școală a copiilor și ca copiii să nu aducă acasă virusul? Ce ai făcut? Ce faci? Adică mi se pare încă o dată, în viziunea mea, oamenii ăștia, cu cât rămân mai mult la conducerea țării, ne vom îndrepta către o situație din ce în ce mai greu de gestionat, pentru că nu sunt în stare să facă.